aici? E aici, da. Undeva, că eu eram jos, îmi făceam material, n-am fost atent la el. Era conștient. Era conștient, da. Acum nu știu dacă e acolo. Patronul firmei la care lucrează tânărul nu-și poate explica cum de a căzut bărbatul. Acesta susține că angajatul său avea experiență la placat blocurile și era echipat corespunzător. Noi vrem să fim în schela, că poate la etajul 1, au pus un pervaz, ceva, și vreau să facem un pic de material pentru reparație și bănuiesc că... S-a dezechilibrat? Nu știu ce-a făcut el, nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat cu el. E un băiat care lucrează de ani de zile pe blocuri. Avea echipament, avea centură, avea cască, uite, asta e casca lui. Uitați, eu chiar o să-i casca în gata cu material. Uite, de-i șau. Uitați. În loc, o venit aici cu marginea, cu spatele meu. Potrivit inspectoratului de poliție al județului Vaslui, tânărul s-a dezechilibrat și a căzut de la câțiva metri înălțime în timp ce încerca să urce pe primul nivel al schelei de lucru montată la un bloc de locuințe din zona Crucea Gării din municipiul Vaslui. În urma impactului cu solul, muncitorul a suferit mai multe leziuni, în special în zona abdominală, fiind preluat și transportat în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență Vaslui. Victima a fost diagnosticată de către medici cu politraumatism prin cădere și hemoperitoneu, fiind supus imediat unei intervenții chirurgicale. Polițiștii deplasați la locul accidentului de muncă au demarat o serie de cercetări. Alături de polițiști și Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui a deschis propria anchetă pe linia securității în muncă, privind în special lucrul la înălțime. De la începutul acestui an, 6 persoane au suferit accidente de muncă. Din păcate, unul a fost mortal.